Care este soluția de ieși din această, cum să spun, criză din care nu se poate ieși, da? Păi foarte simplu. Unul din partide să propună un premier. Și, bang, după ce au anunțat ăia de la PNL astăzi, domnul Dacian Cioloș s-a dus la B1 și a zis că ei vor veni USR Plus cu propunerea că el să fie premier și el e de acord. Ba chiar a zis că e o misiune. Pam! Deci, premierul desemnat, cel puțin în această rundă, va fi Dacian Cioloș. După părerea mea, este cea mai bună soluție. Chiar și din partea PNL. Deci nu va mai fi. Deci vital pentru Florin Câțu, pentru echipa câștigătoare și pentru Klaus Iohannis este ca să nu fie, deci poate fi propus orice alt premier, inclusiv dacă este unul de la PNL și el devine premier, ăla e adevăratul președinte al partidului, că tot se ducă trebuie, n-are cum. Decât numai dacă e un tehnocrat, ceea ce e greu de vorbit. Dar dacă îl pui pe Dacian Cioloș, rezolvă mai multe lucruri și chiar va și trece Dacian Cioloș. 1. Refaci coaliția. Dar în momentul în care l-ai pus pe Dacian Cioloș și el e premier, ăștia USR Plus trebuie să dea ministerele grele. Sunteți de acord? Bă, la o dracu, adică voi aveți 10% și aveți și premierul. Nu. Dați-ne pentru asta și va spune și Ioane, nu, că dezvoltă transporturi cu tare, lasă și lor, nu știu. Nu, poate transporturile, că-i drulă. Nu știu, fondurile europene, bun. Și se face coaliția. Se reface coaliția de data aceasta, pentru că eu am spus și când cât o făcea pe nebunul, că în cazul unei coaliții precum cea PNL, USR Plus și UDMR, ascultă ce am zis atunci, premierul nu e șeful tuturor partidelor, așa cum s-a purtat Câțu la Vlad Voiculescu și la Stelian Ion. Nu. Premierul, deci se face o coaliție, da? PNL, USR Plus, UDMR. Și începe, bă, tu ce vrei? Și zice așa, data trecută, voi luați funcția de premier, da? Zic ceilalți doi, voi PNL, și pentru asta ne dați funcțiile alte. Acum se va întâmpla invers. PNL-ul zice, bă, luați voi funcția de premier, care e cea mai importantă, noi o să avem un vicepremier, poate să fie chiar Florin Câțu. Nu-i așa? Da, poate să fie din partea PNL, da? Florin Câțu, vicepremier, și noi luăm ministerele alea, și mai luăm și Camera Deputaților, că e a lor, și la vot câștigă și Camera Deputaților. Și vom avea, de se va reface coaliția cu premier Dacian Cioloș. Ce părere aveți? Aveți să vedeți că cam așa se cum am dat argumente.